Este ziua internațională a Iei și cine dacă nu interpreta Viorica Lupu să ne spună mai multe despre această piesă vestimentară din costumul nostru popular. Viorica are și o colecție impresionantă de ei. Pe unele le vom admira chiar astăzi. Dar de unde vine pasiunea ei pentru ei? Dar și cât de importante sunt ele pentru un interpret? Și nu doar pentru un interpret, dar pentru probabil orice român de pretutindeni. Viorica, te salutăm și vreau să admir ea ta astăzi. Ce porți? Salut! Salutare, bine ai venit! Bine te-am găsit și tu ești în ea. Ce e mai stilizată, e modernă, dar cel puțin una calitativă și cred eu că e foarte frumoasă. Foarte frumoasă, superbă, da. Mulțumesc. Știu și cine le face, da, sunt superbe. Da. Eu, de fapt, asta sunt într-o cămașă. Așa, exact, da. La asta mă uit și eu. Pentru că și ele, de fapt, se numesc cămăși cu altiță. Ea este o denumire venită un pic mai târziu, dar toate iile, de fapt, se numesc cămăși cu altiță. Și eu astăzi port o cămașă, este din zona Bucovinei, o am în colecție de vreo 15 ani, cred că, cam dar, așa. Dar ea, precis, are mai mulți. Cred că da. Nu am reușit să investighez pentru că eu de la cine am luat-o nu știa exact povestea de unde, pentru că știi cum ele circulă din mână în mână. Și a ajuns la mine și să știi că este cămașa care mi-a portat noroc foarte mulți ani pentru că am îmbrăcat-o cel mai des în festivalurile în care am mers, în concursurile din România și este o cămașă autentică la care eu țin foarte mult și pe care o îmbrac la evenimente speciale, la spectacole foarte mari în România, la noi. Și astăzi, pentru că este o zi așa importantă pentru cei care iubesc cultura tradițională, am zis că trebuie să îmbrac cel mai autentic costum și am venit și în opincuțe. Da, asta am observat și eu și ești toată de la brobadă până la opinci autentică. Câte iei numără colecția ta? Sunt multe. Să știi că toată lumea mă întreabă câte. Nu prea îmi place să număr. De fapt știu eu cifra, dar nu prea îmi place să o spun. Că zice lumea că te lauzi? Unii zic că mă laud, că am auzit și vorbe din astea, că Doamne, dar mai are să ne zică câte ei are și așa. Sunt mult, sunt suficiente sau, de fapt, niciodată da, nu niciodată. Sunt suficiente. Sunt multe și îmi place să le adun din toate zonele României. În primul rând, Moldova și Bucovina, pentru că eu cânt muzică populară și am nevoie de ele ca să le port în scenă și la evenimente. Dar în afară de asta, îmi place să colecționez și cămăși din alte zone și nu doar cămăși, costume integrale. Am câteva piese de port pe care le-am folosit chiar și în proiectele mele fotografice, care sunt chiar de colecție și chiar foarte greu de găsit. De exemplu, am o cămașă din Ținutul Pădurenilor, județul Hunedoara. Acolo sunt costumele foarte grele la propriu. Mm-hmm. Cântăresc mult pentru că sunt lucrate pe o pânză foarte veche. Tehnica de broderie este complicată, astfel încât aia cred că are aproape un kilogram, nu știu. Oh, da. Aia în kilogram, asta astăzi... e foarte ușoară, da. Ceea ce puțin văd eu din ce ai adus. Astăzi am adus trei cămăși și le-am ales pe cele mai ușoare la ca și greutate, știi, fizic vorbind, dar îmi sunt foarte dragi și vreau să specific că toate trei sunt... Așa, ia de mie, eu am să le țin și tu ai să povestești despre ele. Da. Toate trei sunt brodate pe pânză de mătase, de fapt mătasea asta se numea marchizet. Marchizet? Da. Și sunt foarte greu de găsit, pentru că marchizetul ăsta se deteriorează foarte repede și dacă te uiți atent, așa, atent, cu ochiul de soacră, ca să zic așa, mai vezi defecte prin ele, așa. Dar da, e nu găsești o cămașă pe mătase, pe marchizet, nu găsești în stare ideală niciodată. Sunt foarte greu de lucrat. Să știi că marchizetul a fost o modă, așa, prin anii 60, cred că 70, în Bucovina. Apropo, cămașa asta pe care o ții tu acum în mână, dacă te uiți un pic pe dos, o să-ți dai seama că e o șmecherie ceva. E aplicată. Da, deci a fost și ea exact așa cum sunt astea două. Dar era într-o stare foarte, foarte deteriorată. Deci pe lângă broderie, pânza era toată găurită, descusută. Ruptă și ruptă. Deci nu puteam să o restaurez nici de cum. Astfel încât împreună cu o doamnă care restaurează costume, am ajuns la concluzia că trebuie să decupăm tot modelul, să-l aplicăm pe o pânză asemănătoare, găsită în comerț acum, ca să poată fi portată în scenă. Deci este o piesă mai puțin de muzeu, ca să zic așa, aha, dar e o piesă foarte frumoasă pentru scena mare, pentru că arată foarte bine, știi? Și am zis că e păcat să pierdem broderia asta atât de frumoasă, știi? Da, chiar.
Da, și asta? Asta este cămașa soră-mii. Ce-a rămas ție? Lănuța nu prea mai cântă și atunci cămașa a rămas în colecția noastră, de fapt. Pentru că colecția nu este doar a mea, este a familiei. A familiei. Că e bine că asta cumva nu o mărim, știi? Da. Să nu știu cum. Și toată lumea poate să le poartă. Și uite, la cămașa asta, aici, dacă vezi broderia asta așa făcută, e ca un fel de plasă. Și aceeași tehnică este folosită și aici. Și aici, da, da. Deci tehnica asta este una foarte veche. S-a lucrat foarte mult în Bucovina și în Oltenia. Se numește broderie cu șabac sau îi se mai spune în gherghef sau cu spărtură sau sunt mai multe de anumit. De fapt, tu știi foarte multe, iată, teorie despre ei, pentru că practic și noi ce mai auzim în cântecele moderne este matematica, este o adevărată informație în iile pe care cel puțin înainte le purtau femeile. Da, ia este de fapt tot costumul tradițional, dar ia în special este un element plin de simboluri, plin de credință, ca și tot ce se găsea odinioară în vatra satului, pentru că femeile înainte tot ce făceau, tot pe ce puneau mâna, totul trebuia să fie făcut cu credință. Ea este plină de simboluri, deci oamenii de rând nu le cunosc, dar specialiștii care le studiază știu foarte bine ce înseamnă fiecare culoare, de ce culoarea asta este pusă lângă o anumită altă culoare, cum se aranjează corect modelul pe mânică și așa mai departe. Deci fiecare zonă, fiecare subzonă, fiecare județ are specificul său, atât ca și culori, cât ca și ornamente. De exemplu, la noi în Basarab, în zona centrală, se poartă mai mult culorile albastru, roșu, galben, deci culorile tricolorului. Asta de aici, foarte închis, așa, cu mult negru și cu mult maro, se poartă în Bucovina. Deci în Bucovina s-au purtat culorile astea așa mai sobre, mai sumbre și nu în toată Bucovina, în zona de munte. Asta este un pic mai din spre câmpie, ca să zic așa. Și sunt multe, multe, foarte multe detalii. Deci ea este într-adevăr un univers și nu în zadar a servit drept obiect de studiu pentru atâtea cercetări și atâția specialiști. Și mă bucur foarte mult că în ultima perioadă, ea și mesajele pe care le transmite această piesă vestimentară a neamului nostru este atât de popular, ajunge să fie purtată de vedetele internaționale, designerii reinventează mereu în forma cea mai frumoasă și chiar mă bucur că deja poți să porți ea nu doar la concerte și nu doar pentru că înainte doar artiștii purtau. Nu vedeai așa pe stradă pur și simplu, doamne, sau și mai frumos, îmi place la evenimente, mai ales cununiile când au loc în port național. Este frumos și salutabil ceea ce se întâmplă. De fapt, renașterea asta sau revivalul ăsta, nu știu cum se zic, a ei se întâmplă, cred că, de vreo 15-20 de ani. Se înregistrează așa o tendință, oamenii își întorc privirea către portul popular și este bine, pentru că este marca noastră identitară până la urmă.